Ce-am zis, bă? Ce-am zis? Mai poți intra așa pe dată? Sunt doar tu și tu așa. Hai că... Dacă nu mă duc eu, cum vrei? Cum vrei voi? Cum vrei voi? Voi așa fac. Bă, hai să spun ceva la viteză. O las-o pe ea. Păi nu, că și tu ai venit bine. Cum vreți, voi? Hai zic. Vetele, cum vă simțiți? Cine credeți că are mai multă viteză? Să nu pierdă. Viteză n-am treabă, lasă să intre Lola. Intre tu, Lola? Viteză, ce găsesc cu tine? Nu știu. Bun. O să-mi reagă, știu cine am să fii atent, atunci facem altceva. Rămâne acolo, e foarte important cine dezamăgește aici. O să și tu rămâi, tu atunci știi cum. Contează foarte mult, credeți-mă, iar presiunea pe care eu o pun pe ei, se simte. Eu am simțit treaba asta de fiecare dată. Și nu urlă nimeni mai tare ca mine. Fiera acolo cu tine. Sau treci, și tu ai ajuns ușa de pășită. Când te-am văzut că nu-ți numerea niciuna de aia, ai zis, m-ai lăsat cu surprize, mă, cu tensiune. Să vedem cum jucăm. Tot așa, Ghețe, știi bine ce... Acum doar duci pe traseu atât. Mai trebuie să intre Elena. Să vezi să aleași tare, să vezi. Nu, că intre Elena, că îi dezamândesc eu aici. Ok, deci eu te să... Elena, rămâne... Eu te să alergă. Tu te doar să alergă. Alergă. Ok, bine. Și tragi cât poți de tare, puteam să vrea mers bine. Hai, merge pe Emi și pe Lola. Preț așa? Emisarul în ce, nu? Da, emisarul în ce. Și Lola pe furcă, o să pe furcă. Usin? Hai, că a fost ultima oară, ai luat punct. Până astăzi n-am văzut atât de multă frică în ochii concurenților. Teama că nu vor prinde jocurile individuale, că nu vor prinde lotul de 8 cei care se vor putea bate pentru marele premiu. Mai sunt două jocuri de imunitate colectivă. Jocul de astăzi a fost unul fabulos și vă felicit din tot sufletul. Ambele tabere merită aplauze. Ați dat totul pe teren. Se vede că vă doriți să rămâneți în această competiție. Se vede că vă doriți să fiți survivor. Dar și la final, și astăzi, va fi un singur câștigător. Azi, acum, avem ștafetă. Scorul este 9-9 și vom avea joc decisiv. Iar ștafeta se va desfășura astfel. Fată și băiat la start din fiecare echipă, voi îi desemnați. Vor porni fetele, fac traseul, ridică steagul, pornesc și băieții. Iar la final, voi hotărâți cine aruncă la țintă. În total, dincolo de cele 5 mingi care trebuie să intre în fiecare coș, mai aveți 2 mingi. Acestea trebuie să intre în câte un coș. Care vreți voi? Hai să vedem echipele pe care se pune acum cea mai mare presiune. Băiat și fată în față. Faimoșii pariază pe Ghiță și Emi. Războinicii pe Lola și Emanuel. Cine aruncă la țintă? Mâna sus! Băieții, Ghiță și Emanuel, în mâinile lor vor sta victoria și lauda și totemul imunității și cele 5 minute de apeluri video cu familia. Baftă tuturor! Câtă presiune este acum pe cele două echipe? Cine câștigă? Primește imunitate. Primește și 5 minute de apeluri video cu familia. Iar cei care pierd se întorc acasă cu mâna goală și sunt în pericol de a pierde încă un om în urma nominalizării din Consiliu. Ultimul duel, ultimul joc al zilei. Lola și Emi, Emanuel și Ghiță. Cine va câștiga? Să-i vedem. 3, 2, 1. La ștafete este un istoric fabulos pentru faimoși. Au câștigat toate ștafetele de până acum. Totuși, Ghiță și Emanuel vor arunca la țintă, iar Ghiță n-a avut o zi fabuloasă astăzi. Să vedem, întoarcem la fete, iată-le, sunt umăr la umăr. Tare, 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 tare. Care va ridica prima steagul? Tare,
În același timp, aproape am ridicat steagul și pornesc băieții în viteză. Este ultimul traseu de astăzi, ultimul duel. Iată-i pe băieți, dau totul. Sunt la egalitate, se ține Ghiță după Emanuel. Probleme pentru Ghiță însă. S-a învârtit în morișca aceea, s-a încurcat în ea. Este Emanuel în față. A ajuns deja la spirală. Vine și Ghiță. Primul care va arunca la țintă este Emanuel. Va întrerupe victoriile faimoșilor. Emanuel la ștafete ratează Emanuel. Minge în coș de ambele părți la același timp aproape. Încă o minge în coș pentru Ghiță. Este în avantaj faimosul. Se concentrează, dar ratează. Aruncă Emanuel și restabilește egalitatea. Ratează după aia de mai multe ori. Avantaj acum pentru războinic. 3 mingi în coș pentru războinic. Presiune foarte, foarte mare pe ambele echipe. Ratează acum băieții, nu reușesc încă o lovitură bună. Continuă Emanuel să fie în față, egalează Ghiță. 3-3, 4-3 acum. Avantaj din nou pentru războinic. 5-3, 2 mingi avans pentru războinic. S-a dus să ia mingile suplimentare. Încă o minge în coș pentru Ghiță și încă una. Va mai apuca Ghiță. Nu, sare mingea din coș, mai e nevoie de o singură lovitură. Sare în același timp. Este dramatic ce se întâmplă aici. Punctul merge la Ghiță. Incredibil, incredibil. Ce final fabulos. Acesta este Survivor. Câștigă faimoșii la ștafetă cu 10-9. Incredibil. Bravo, bravo. Nu! Bravo, bă, bravo, bă, bravo, 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 bă, iubesc, bă, 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 iubesc! Prima ștafetă, bravo! Bă, iubesc, bă, bravo, bă, cât a luptat omul ăsta, bravo, bă, băiatule, bravo! Bravo, bă, bravo, bă! Hai, faimoșii la atac! Hai, la Ghiță, sus! Hai! Nu, 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 nu se poate așa bine, ceva. Bine, mă, cât de emoții am avut azi, Doamne, cât de emoții am avut. Emanuele, lasă-mi dea o minge în cap. Deci nu se poate așa bine, ceva. Doamne. Mai dă și mie apă că mor. Dumnezeu ne iubește, frate. Dumnezeu ne iubește. N-ai cum, n-ai cum, ce joc nebun, ce scor, ce recuperarea de vai, scor, Doamne, nu deci nu pot să cred. Bă, Ghiță, bravo, frate, ai simțit-o. Ai zis că te duci în locul meu, bravo. Vorbesc cu mămica mea!
Și mi-a dat de două ori și a ieșit taie din gaură. Tremur, nu pot să stau în picioare, tremur. Mie nu-mi vine să cred meciul ăsta. Eu am zis pe Cezar, mai are două și am văzut că a plecat după ele, am zis, vai, n-ai înțeles, era înaintea ta la bile. Dăduse mai multe bile ca tine, iar de două ori când s-a învârtit să le ia, tu ai intrat cu alea, ai dat acolo la nimereală toate. Eu nu venea să cred, am zis, nu, n-ai cum, ăsta e un joc pe care n-ai cum să-l... Deci eram cu gura pe el și când vedeam că le tot bunghea, nu înțelegeam ce se întâmplă. Mă rup în picioare. Băi, Doamne, deci nu pot să cred. Ce meci a fost astăzi? Ce nebunie, ce tensiune, ce spectacol! Vă spun sincer, încă mai am pielea de găină. Am văzut mingea Victoriei, mingea lui Emanuel intrând în coș. A sărit de acolo și a venit Ghiță și a reușit să câștige punctul acesta. Sunteți fabuloși cu toții. Felicitări atât învinșilor, cât mai ales câștigătorilor. Emanuel, cum este să-ți vezi mingea victoriei în coș și după aia să pierzi? Incredibil de, pot să zic, dezamăgitor. Simți că chiar m-am bucurat, am văzut-o și m-am dus spre ea să mă bucur și a ieșit. A fost, nu știu, foarte nașpa. E un sentiment foarte nașpa, mai ales când ești la ștafetă, mai ales când ești la o minge distanță de victorie. Îmi pare sincer rău pentru voi, mai ales că ați mai pierdut ceva. Da. Nu trebuia să zici. Am pierdut și comunicarea cu familia. Dar o să vedem curând, mai avem puțin până terminăm. Rezistăm. Trebuie să tragem tare, urmează finala, trebuie să fim concentrați doar pe asta. Da. Nimic nu trebuie să ne defocuseze. Mulțumesc. Lola, ați avut 5-0. Și după aia 7-2. Simt că am dezamăgit publicul care m-a votat, oamenii de acasă și pe fratele meu și mereu am zis că toate punctele le dedic nepotului meu de 3 ani, care este cel mai mare fan al meu, Marc. Nana te iubește indiferent de puncte. Încă puțin și vin acasă. Felicitări faimoșilor. Într-adevăr, a fost un meci incredibil. Ăsta e Survivor. Bune și rele. Acum ești aici, după ești aici. M-a învățat Emanuel în această competiție să... Trebuie să știm să pierdem. Înfrângerea face parte din viață. Da. Felicitări și războinicilor. Într-adevăr, niște războinici, niște luptători. Felicitări încă o dată. Ați arătat foarte multă dăruire. S-a văzut asta pe teren. Totuși, azi, cumva, după multe, multe înfrângeri, iată-i, faimoșii au reușit să obțină o imunitate extrem de importantă și mai ales pentru liniștea lor psihică, cele 5 minute de apeluri video cu familia. Emi, prima ta ștafetă? Prima. Și știi ce urmează? Să vorbesc cu mama mea. Asta, deci când am auzit asta, mi s-a rupt sufletul și abia îmi doream din tot sufletul să câștig, pentru că eu sunt dependentă de mama. Eu sunt cu mama non-stop. Mama nu muncește, mama stă acasă și m-a crescut pe mine și e tot, totul pentru mine. Și mămăica mea acolo de sus din ceruri, sunt foarte fericită. Pentru mine înseamnă tot lucrul ăsta, că am câștigat și că pot să vorbesc cu mama, mai ales o și văd. Să o văd în față și să-i spun să văd ce părere are și cum vede ea de acasă tot. Foarte fericită, e cea mai frumoasă zi. Mulțumesc, mă bucur pentru voi.
Așa cum îmi pare rău și pentru războinici, v-am spus. Acesta este jocul însă. Iar Ghiță, tu azi, deși n-ai avut cea mai bună zi, deși ai pierdut puncte, ai obținut o victorie incredibilă. Avea două mingi în față, Emanuel, și nici măcar echipa ta, cred, că nu mai credea în victoria ta. S-a întâmplat însă ceva. Când începi un joc, înainte de intrarea în finală, de jocul individuale, și pierzi trei ștafete, pierzi trei puncte pentru echipa ta, într-un moment critic, la un moment dat nu mai știam ce să le zic, ce să vorbesc cu ei. Fiecare mă încurajau. Am zis, ok, am luat punctul cu Andrei. Bă, atâta pot azi, un punct să vă aduc, mai mult nu pot. A venit ștafeta, au sărit balaurii ăștia pe mine. N-ai pierdut nicio ștafetă la Survivor. M-am dus pe traseu și am zis, dacă asta e prima ștafetă pe care o pierd. Pentru că numai, exact, numai la limite s-a întâmplat. Până când a venit Amy și mi-a zis, e prima ștafetă. Și am zis, dacă e prima ta ștafetă, nu o vom pierde. Și dacă cineva mă întreabă cel mai frumos lucru la Survivor, asta s-a întâmplat. Înainte de finală, suntem cu un pas în finală, n-am pierdut nicio ștafetă în tot concursul ăsta ca faimoși, cu bune, cu rele, cu certuri, cu bătăi, cu înjurături, nici cu chiar. Ce vreți voi. Să ne exagerăm cu bătăi. Ok. Aproape bătăi. Avem un slogan, până la ultimul. Când am văzut mingea lui Emanuel, am zis, Doamne, și-a mea se învârtea. Și data trecută am pierdut comunicarea cu ai mei de la Pitești, uite că acum Dumnezeu mi-a dat-o. Să vină finala, Dane. Nu mai mă doboară nimic acum. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Felicitări războinicilor. Felicitări, bravo, felicitări bravo, războinicilor. Vă repet, a fost un meci absolut fabulos. Cel mai frumos de până acum în Survivor. La final, oricare dintre cei doi bărbați care aruncau la țintă, oricare dintre ei putea să câștige. A fost aproape victoria lui Emanuel și a războinicilor. Dar idolul imunității, pentru că așa a vrut soarta și într-un final, aruncarea decisiva lui Ghiță merge la faimoș Ghiță. Și odată cu idolul imunității vine la pachet și acea recompensă pe care v-am promis-o, 5 minute de apeluri video cu familia. Încă o dată felicitări! Mulțumim! Cu toții ne revedem însă în Consiliul de Nominalizare. Primul al săptămânii, acolo unde războinicii trebuie să trimită pentru sprijinul publicului unul din ultimii 5 din echipa albastră rămași în competiție. Cine va fi, depinde doar de voi. Ne revedem în Consiliul de Nominalizare! A fost cel mai senzațional joc pe care l-am avut până acum în echipă. Un joc pe care nu o să-l uităm prea curând. A fost un joc greu, nebun. Te-a trecut dintr-o stare în alta, dar joc, Doamne, chiar am câștigat. Bă, Dumnezeu ne iubește, fraților. Deci da. De la 5-0, 7-2, 8-4 și am ajuns la 8-8. Am zis că o să câștigăm la 7-2. Și am intrat la ștafetă. Ștafeta de neînvins. Doamne, mulți știe! Asta a fost de departe cel mai tare joc pe care l-am avut până acum. Băi, eu vreau să vă mulțumesc că ați avut încredere în noi și cea mai mare încredere, frate, și ați dovedit exact la ce s-a așteptat echipa. Dacă până acum am zis că cel mai intens meci astăzi chiar a fost cel mai intens meci, pentru că este penultimul joc pentru imunitate, toată lumea își dorește să ajungă în top 8,
cei care vor merge la individuale. Nu e problema de aia, e problema că, bă, suntem războinici, am intrat motivați și am fost motivați, a fost 5-0, a fost 7-2, dar la un moment dat s-a întâmplat un declic. Am fost întrebat acum ceva timp care este cel mai frumos moment de la Survivor. Uită că a venit. Nu mă așteptam nici în ruptul capului ca astăzi să fie ziua mea norocoasă. Pe lângă imunitate am câștigat comunicarea, 5 minute de vorbit acasă cu familia. Voi pe videocall, cel mai mare premiu pe care de comunicare pe care l-am avut până acum. Și ultimul, cred. S-a fost norocul. Nu, e soarta. E soarta, exact, soarta. Numai că ai dat cuțită, dacă ție ți-a intrat și ți-a ieșit. Doream foarte mult să câștigăm imunitatea asta, mai ales că venea la pachet cu comunicare și nu era orice comunicare, era comunicare cu familia. Eu, în schimb, mă bucur că cel puțin, nu știu, eu am simțit, frate, am simțit o motivație de-aia puternică, am rupt traseul în două. Îmi doream atât de tare imunitatea asta și liniștea asta pe care în continuare se pare că reușim să mai avem un pic, da, până la următorul joc, dacă îl câștigăm și pe următorul. Mai este un singur joc de echipă. Un singur joc, exact. Mai este un singur joc, aia zic, ultimul până joc. Următorul. Uite că până la urmă am adus punctul decisiv la ștafetă, la milimetru și, Doamne, îți pup tălpile din nou. Mulțumim. Bă, e un joc care ne-a creat niște emoții. Voi vă dați seama că niciunul intră, nu ne intra finalul ăla? Nici cum? Deloc. Bă, nici cum. Eu la un moment dat pierdusem toată speranța. Bă, da. Voi vedeați. Tu ți-ai pierdut speranța? Da. În condițiile în care eu intrasem de 3 ori și am luat 0 puncte? Da, deci nu. Tu ți-ai pierdut speranța? Da, că la un moment dat nu mai știam. Fata asta m-a întrebat, bă, ce să mai facem? Și eram acolo tăcut, stăteam ca mumie, așa, nu știam. Deci de la, voi vă dați seama că de la 7-2 fiecare a luat puncte și am ajuns de la 2 la 10? Da, exact. Am pierdut o luptă, dar n-am pierdut războiul. Da, exact. Avem o șansă să rămânem toți. Mai avem o șansă să dovedim. Să credem în șansa noastră. Exact. Îți vine să-ți dai palme cu capul de perete și pur și simplu nu înțelegi. Nu, am ajuns într-un punct în care nu îmi găsesc absolut nicio explicație de ce se întâmplă. Și asta, de fapt, înseamnă Survivor. Am tot zic, da, chiar ăsta e jocul, ăsta e Survivor. Cred că trebuie să ne facă să trecem prin toate storiile, da, astea, frate, ca la final. Asta, de fapt, înseamnă Survivor, nu foamea. Da. Nu foamea, absolut deloc. Sunt curios care din cei doi băieți vor fi nominalizați. Să fie oare Andrei cel care o va urma pe Carina spre eliminare sau Iancu, pentru că, sincer, dincolo există o alianță de trei și nu cred că va fi distrusă după acest joc de imunitate pierdut de către război. Nu știu cum e, dar în momentul de față e bine că suntem și noi relaxați și deja acolo s-au schimbat niște lucruri. Eu stau foarte relaxat pentru că Andrei, eu presimt că va urma pe Carina. Am pierdut o luptă, dar n-am pierdut războiul. Încă mai avem timp, încă mai este un meci de imunitate și putem lupta în continuare astfel încât să rămânem 5 la următoarea etapă. Ultima dată când luptăm pentru echipa asta și când e spiritul ăsta de echipă și chiar aș vrea să-l câștigăm, poate acum reușim să întoarcem. Avem o singură variantă, să câștigăm. Da. Aia, și o să câștigăm. Exact. Poate așa e scris să se întâmple, poate așa trebuie să se întâmple. E un moment greu încercat pentru noi. Din păcate, suntem din nou în Consiliu actor principal. În continuare, voi susține fetele pentru că, cum am mai spus, consider că sunt niște războinici adevărate și mi-au dovedit asta. Bă, din păcate, am zis că vrem să fim spectatori, dar... Iar planul actor principal. Târg nu bate cu ăla de acasă. Da. Niciodată. Acum bine, chiar bine zice al meu să nu fac planuri niciodată, că nu, da, nu se potrivesc. Din Consiliu în Consiliu, deja m-am plictisit, deja nu mai știu cum să o luăm. Dacă până acum mai, eu cel puțin, dacă acum până mai aveam o idee sau ceva, acum chiar nu știu. Simt nevoia să vorbim cu toții, fiecare să-și dea o părere și să luăm cea mai bună decizie. Da. Pe cine credeți că nominalizează astăzi? Am o presimțire că Andrei o va urma pe Carina. E foarte posibil că astăzi tocmai cei trei care sunt în majoritari, Emi, Emma Lola și Lola, da, să voteze cum vor ei acum. Da. S-a răsturnat situația, exact, frumos. Da. Acum ei au pe mână treaba, astăzi Iancu slăbuț, Andrei și mai slăbuț. Am impresia că Iancu o să, deci, o să fie clești.
Ce e cel mai nasol e că data trecută oamenii au mers la bluf. Au blufat, au încercat, dar nu știau ce se va întâmpla, nu știa cine va fi. Acum vor ști și strategia ei și o vor face în funcție de noi. De noi. Da. Înțelegi? Și tare mie că eroina din tabăra faimoșilor o să se autopropună din nou după ce va afla probabil cine nominaliza la noi. S-ar putea să fie surprize, iar oamenii puternici din această echipă s-ar putea chiar să ajungă să dueleze. Nu știu dacă amândoi, la care mă gândesc în momentul de față, au șanse, dar mai mult ca sigur unul dintre ei cred că va veni spre nominalizare, respectiv ori Andrei, care poate este chemat mai devreme acasă de dorul Carinei, ori Iancu, ce este un băiat foarte puternic. Nu cred că se așteaptă la ce îi se va pregăti. Ar fi o surpriză. Voi ce ziceți, Andrei sau Iancu? Iar Iancu nu s-ar aștepta niciodată să fie nominalizat după câte mai degrabă puncte. Andrei. Eu zic Andrei. Mai degrabă Andrei. Dacă vom câștiga și următoarea imunitate, va fi Iancu. Asta e obiectivul următor, să câștigăm următoarea imunitate, să fie unul dintre ei la vot, să fie amândoi și unul dintre ei să plece. Va trebui să discutăm cu toții, să nu ne supărăm. Este o competiție, cu toți am spus că ne asumăm orice se întâmplă. Ce facem? Vorbim? Eu sunt sigur că nimeni dintre noi nu vrea să vorbim. Acum, nu știu cum. Eu v-am zis, eu sunt deschisă, tot timpul am fost deschisă să vorbim. N-am nicio problemă. Voi vota după cum consider eu că oamenii s-au comportat în concursul ăsta. Sigur că fiecare, nu știu, îmi doresc să rămân, tu îți dorești, fiecare dorește. Da, trebuie să, nu știu, să o sucim pe toate fețele, să o dăm pe toate părțile, habar n-am. Clar, ajungem la concluzia că suferă după Carina. Suferă. Și ar fi mai bine să se ducă după ea. Trebuie să se ducă la iubirea lui. Hai, Andrei, du-te, 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 du-te. Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați de canalul nostru de YouTube! Linkul e aici! Iar mai multe detalii aici sau aici!